Salutare! Astăzi vreau să vă vorbesc despre acest briciag. Benchmade 940 Osborne cu linere de titan și pe mijloc un liner anodizat. Un liner anodizat, colorat. Tocmai ce am văzut un 940, cum îi zice, HiQ, doamne, Blade HQ exclusiv, cu plăsele din G10 translucent și M4 Lama și ziceau că modelul din 1980 și în anul când l-au scos Benchmade-ul, de fapt când a fost desenat de Osborne, era ceva deosebit să ai un mâner verde cu colori prin el, pentru că 99% dintre cuțite erau negre. Aia era moda, se pare că atunci. Și acum cred că e cam tot așa, nu chiar 90%, dar așa se vede mai bine. Briciagul nu-i nou. Nu este al meu. Clipul este original de Benchmade, dar am înțeles că el nu vine cu clipul ăsta în momentul în care se cumpără de nou. Prețul lui actual e undeva pe la 270, între 240 și 270 de euro. Deci e un cuțit foarte scump. Dar este declarat ca cel mai bun EDC de la Benchmade, cel puțin, sau chiar dintre toți producătorii de cuțite. Ca și dimensiuni, îl vedeți, e miculuț. Nu știu să vă spun, ca de obicei, date tehnice, pentru că nu asta e chiar așa de important pentru mine. Contează normal și materialele, dar cât e de lungă lama și cât mânerul și așa nu prea. Acum, cuțitul, cum vedeți, e folosit. L-am folosit chiar aseară. Mi-am curățat niște pere. Cuțitul merge superb. Da. Ăsta a ajuns la mine că l-am reprofilat. Și proprietarul mi-a dat voie să-l folosesc o perioadă și acum o să-l returnez. Și am zis că înainte să-i fac și un mic review, o recenzie din partea mea. Este foarte ușor pentru lungimea lamei. Lama are undeva la 8 cm, ochiometric, mânerul un pic mai mare. Oricum, rația dintre mâner și lamă e foarte bună, cam ca la toate benchmade-urile. Mânerul din aluminiu, vopsit verde, prin ceva procedeu. Ține destul de bine. Lama îi din S30V. Sunt tot felul de versiuni. Asta care am folosit eu e din S30V. Ce vreau să menționez. Mie personal nu-mi place oțelul S30V. Am avut bricege cu S30V numai de la Spyderco. Și nu știu dacă au același tratament. Adică sigur nu au același tratament. Dar ideea e că ăsta e mai dur. Mai dur și ține mai mult. Și se ascute destul de bine comparativ cu duritatea pe care o are. Și aia de la Spyderco nu mi-a plăcut, spun sincer, de-aia am și renunțat la S30V. De la Spyderco îmi place VG10-le foarte mult și CTS XHP. Așa că mai am cuțite de la ei numai din CTS XHP și din VG10. Ei, Benchmade-ul face un tratament diferit la asta și să știți că e mai bun. Eu zic că e mai bun decât de la Spyderco. Ține mai bine tăișul, se ascute relativ ușor și tenacitate nu cred că e necesară pentru un asemenea cuțit. Acum, la ce l-am folosit eu? În principal, la treburi pe la lucru. Sunt îmbrăcat de lucru. Am
desfăcut pachetele de mâncare. Acum știți că și dacă îți cumperi mâncare gătită, ți-o înfoliază că nu mai au voie să o dea altfel. O lipesc destul de bine aparatele alea lor și nu poți de fiecare dată să tragi așa ca să iei folia jos, așa că asta merge foarte bine, plus că tacâmurile nu sunt întotdeauna cele mai bune, mă refer la cuțitele de plastic pe care eu le urăsc. Așa că la mâncat merge foarte bine, l-a curățat chestii, am tăiat piele, am crăpat niște scânduri cu el. La ce l-am mai folosit? Desfăcut colete, am primit ceva pachet, scrisori, tăiat hârtie. Îmi place. Îmi place faptul că e ușor, nu e foarte agresiv, deși mie nu mi s-a părut să fie agresiv. Vârful e ciudat, într-adevăr, dar la majoritatea lucrurilor e suficient. Nu trebuie un vârf foarte ascuțit. Dimpotrivă, la unele lucruri merge mai bine decât un vârf ascuțit. Mio, sau cum să vă zic, mie îmi plac bricegele cu drop point sau clip point. Adică că vine vârful un pic mai sus, așa. N-am acum la mine unul să vă arăt că n-am venit pregătit pentru review-ul ăsta. Dar, da, poți să ungi pita cu el. Poți să ungi. Un pic mai greu, mai ușor ca și cu Spyderco, mai greu ca și cu ESE. Merge extraordinar de bine. Închiderea, deschiderea. Proprietarul nu pune Loctite la șurubul de pivot, nici la celelalte. Și el în timp zice că își face un pic de joc. Acum eu vă spun sincer că de când l-am, exact așa, mie îmi plac bricegile salonice foarte fin, chiar dacă vorba aia au un pic de joc. Ei, la asta se deschide ușor și fără să aibă joc, cel puțin cât am tras eu de el. Lui plac să fie un pic mai strânse lamele. Și eu, în mod normal, aș fi pus un strop de Loctite și l-aș fi strâns un pic mai tare, fără să-i afectez închisul și deschisul. No, dar la fel, nu e al meu, așa că nu fac treburi de genul ăsta. Ține bine la tăvăleală. Chiar dacă e un briciac scump, nu se dă ca și un briciac de vitrină, de exemplu. Poți să-l folosești la cam ce-ți trece prin cap. Mânerul, ca la majoritatea bricegilor, îi subțirel, pentru că ideea de EDC, asta e, să fie cât mai ușor, mai compact, mai subțirel, să-ți încapă în buzunar, pe lângă alte chestii, să nu fie greu de retras din buzunar și să-l poți folosi la treburi mărunte, zic eu așa. Adică nu o să îl folosesc, de exemplu, la cioplit ore întregi. Sigur o să deranjeze. Pentru că nu e conceput pentru așa ceva. Deși, ca și formă generală, mânerul e destul de ergonomic. Da? Stă bine în mână. Are un pic de gardă. Poți să și împungi cu el în caz de ceva, dar nu e conceput pentru așa ceva. Nu-l văd un briciac de autoapărare, nu-i tacticul, să zic așa, din punctul meu de vedere, probabil că pentru alții, dar pentru mine nu. Axis lock-ul merge foarte bine. Poți să te joci cu el. Eu nu sunt genul de om care să mă joc așa cu briceagul. Așa, nu se agață, nu te împunge, e foarte frumos rotunjit. Partea asta de jimping nu deranjează, eu nu sunt cu jimping-ul deloc, nu e deranjant, chiar deloc, nici pe lungime, nici aici unde mai are jimping, nici nu știu, nu mai are jimping prin alte părți. Clipul ajută foarte mult cam la toate axis locurile. În momentul în care vrei să-l închizi, cumva natural îți vine să pui mâna pe clip și să tragi de butoiaș. Față de un liner lock care, să zic, ar merge fără folosirea clipului, deși nu văd,
De ce aș lua jos clipul la un briceag care ar trebui să fie purtat în buzunar, dar ca și fapt divers. Puteai și o ține bine, am mai zis, cred că. Se ascute ușor, ultima dată știu că l-am dat pe strop la serviciu, pe stropul pe care l-am făcut cu briceagul ăsta și au prins un tăiș foarte fin. L-am folosit de atunci, deci agață bine. Să văd dacă am ceva lemn pe aici prin zonă. O bucată de alun uscată. Merge foarte ușor și la cioplit. Nu văd probleme deosebite la așa ceva, dar v-am zis, nu e gândit ca și un briciac de pădure, este gândit ca și un EDC de oraș, din punctul meu de vedere, care să îl folosești la tot ce ai avea nevoie pe urban, să zic așa. Și se descurcă bine și la alte chestii. Apropo, ce am auzit? Că Osborne avea ceva fermă și avea și animale, printre care și mulți cai, sau mă rog, cai, nu mulți neapărat. Și forma vârfului e gândită în așa fel încât să poți să cureți copita calului înainte, mă rog, de a potcovi, mă gândesc, altfel nu. De asta e forma asta mai ciudată. Asta am auzit-o dacă vă uitați la Blade HQ pe canalul de YouTube. Acum s-a lansat versiunea de care v-am zis. Și acolo, dacă am înțeles bine, ăsta e rolul vârfului de genul ăsta. Cam atâta. Nu mai îmi trece nimic prin cap acum ce v-aș putea spune despre el. Sincer, își merită banii, ținând cont de construcție și durabilitate, ca și design. Nu mă încântă în mod special, dar îi văd utilitatea. De asemenea, tăișul e mult mai subțire decât originalul. Încerc să vă arăt. Și da, se descurcă foarte bine. L-a tăiat cam absolut orice. Butoiașul de deschidere, inițial aveam impresia că e mult prea aproape de mâner, dar la cât de ușor merge, e aproape ca și un automatic. Nu e prea aproape. Nu deranjează, nu agață, nu zgârie, nu. Degetele mele sunt din alte motive, așa cum sunt. Și cam atâta. Dacă aș avea bani, sincer, mi-aș lua unul, dar nu aș da atâția bani pe un briciag acum. Pentru că sunt într-un fel de criză financiară, să zic așa. Dar e ok, o să trecem și peste asta. Dar da, briciagul își merită banii, sincer. Sper că puteți vedea ceva interesant și în clip de astăzi și chiar dacă nu am făcut o descriere super tehnică, să zic așa. Puteți vedea partea practică a briciagului și cam la ce poate fi folosit. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și vă doresc o zi bună în continuare.